Panică la FCSB Vintila, a rămas fără 4 oameni în doar câteva zile. Filip și Nedelcu s-au rupt la Cluj. La antrenament au picat Coman și Wydă. Coman poate reveni la semifinala cu Dinamo. Wydă stă mai mult. Filip și Nedelcu nu mai joacă în 2021. Filip e cel mai ghinionist. Din 2013 și până acum a mai avut o fractură, o operație de menisc și de 3 ori și-a rupt ligamentele. Jucătorului Rădoi, Andone și Dumiter de la Șepși ratează și ei tot anul. Vor apare accidentări. Și nu accidentări ușoare, ci accidentări majore. Deci este de așteptat ca să apară aceste rupturi de ligamente. Liga cere fotbal cu suporteri. Se poartă noi negocieri cu ministerele peste 2 săptămâni. Nu suporterii sunt periculoși, ci acel virus care se poate răspândi.